Bună ziua, dragii mei! Sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere. O nouă etalare la care m-am gândit de ieri, având în vedere că astăzi e 1 aprilie și știți că spune minciunele, păcăleale, chestii de genul ăsta. Și m-am gândit să fac ceva ce n-am mai făcut niciodată. Minciună versus adevăr în relațiile pe care le trăiți. Aveți trei alegeri. Astea să vedeți și asta. Așa, seturile de cărți. Deci, numărul 1, numărul 2, numărul 3 și o să mai fie evident încă un set de cărți comun, acesta, care în ultima vreme mi-e drag să-l folosesc. Da? V-ați pus pauză, ia să vă mai apară și cărțile. În principiu, le știți, acesta e manga, aici este Ethereal Vision. Și noi să purcedem la treabă. Asta e o treabă, domnule, e o treabă și tarotul. Chiar foarte complicată. Așa. Deci, numărul 1. Mai, aveți două luni foarte speciale și unul și celălalt, înainte să încep să vorbesc despre minciună și versus și adevăr, da? Două luni speciale, dar împreună. Cred că împreună puteți să. Împreună vă. Afară de faptul că împreună puteți să creați ceva special, alte lumi speciale, alte creații foarte speciale împreună, poate că amândoi sunteți creativi sau împreună deveniți creativi. Deci aveți deja două lumi create. Dar se forma dacă reușiți să fiți împreună, dacă ați reușit sau reușiți, vedeți voi în ce fază sunteți, puteți să creați ceva foarte special. Ideea este că vă oglindiți foarte bine unul în celălalt, dar într-un mod foarte și intuitiv și sincer. E o doză de sinceritate. Rămâne de văzut dacă a fost exprimată sau se va construi în timp această sinceritate. În sensul că sinceritate, în sensul de puritate, de energie foarte pură între voi, un grad de inocență, un soi de frumusețe neatinsă. Așa simt. Acum, hai să vedem. El și ea. El, că trebuie să fie și un el și un ea, da? Nu fac pentru. Dacă sunt și situații cu bi, dar nu țin musai să fac etalări pentru acest gen de. Așa. Deci, el. Minciuna lui față de voi. Hai să vedem. Și spuneți dacă rezonați. Minciuna lui față de voi. Sau ce vă ascunde. Că știți că minciuna. A vrut să se arate împăratul. Că e în control. Asta e păcăleala. Că e în control. Dar nu e în control. Poate că vrea să. Asta e minciuna lui, da? Nu e în control. Vrea să pară în control, dar nu e. Ia clarificăm acest împărat. Să clarificăm. Vrea să pară puternic, dar nu e puternic. Asta e clar. Încearcă să-și ascundă. Eu o eclipsă aici. Aș putea să zic că e de lună. Așa simt. Încearcă să-și ascundă emoțiile. S-au încercat. Sau uneori încearcă. Împăratul cam asta face, da? Clarificăm împăratul. Ia uite ce a apărut. Apropo, ce sta, domne? 10? Nu? 2? Nu. Câte sunt aici? Sunt 9, ma? 2? Sunt, nu, sunt. 3. 3. Mai sunt 9. De ce mi-apare 10? Sunt 9 monede. Înseamnă că unul ăsta nu e scris ca lumea, dar ar fi trebuit să fie scris mai bine. Da, m-am bruiat. Deci, 9 de monede. Dar a venit invers.
Încearcă să pare independent, dar nu e independent. Probabil că depinde de casă, într-o formă sau alta, de genealogie, în sensul acesta, de familie, de un șef, de o șefă, de un contract la locul de muncă. E un soi, da, la capătul setului de cărți, luna, da? Luna. Sunt frici emoționale, sunt secrete, sunt lucruri neînțelese sau... Cum am spus, sunt secrete, că vorbim acum despre lucruri care nu se arată, nu sunt exprimate. Încearcă să pară puternic, dar nu e puternic. Încearcă, ar vrea să fie independent, dar nu independent. Poate să fie și căsătorită, varianta negativă a unei femei, să zicem. Așa, dar totuși energie masculină cu acest împărat, ține de casă. Iar, repet, ca să fiu înțeleasă, ori un bărbat acasă, foarte important, tată, bunic îl influențează sau o influențează și de fapt nu e chiar atât de independent, independentă pe cât ar vrea să pară. Și dacă nu este rudă, ar putea să fie un șef, ar putea să fie un soț, o soție foarte destul de dură. Cu tendințe toxice de a controla. Poate. Vedeți în aceste variante unde rezonați. Acum hai să vedem minciunea voastră. A vrut, țineți așa deoparte, a vrut să apară și 8 de spade. Probabil că încă nu găsește soluții. E undeva, a venit în plus. Ar putea să fie în stadiu de mijloc, de trecere, de tranzit. 8 de spade. Ar putea să fie minciuna pe care și-o spune acest personaj, adică tendințele pe care toți le avem de a ne autosabota, că nu poate să iasă din această situație, că nu găsește soluții, dar iar, chiar dacă epatează în fața voastră și poate și altora, iar este o minciună pe care ar putea să-și o spună la nivel personal, când nu găsește soluții, cum să-și manifeste independența, cum să așa, și totuși în public pare că e în control. Hai să vedem voi. Ce nu le spuneți lor sau ce încercați să nu arătați sau să nu exprimați sau poate și voi vă autosabotați într-un fel sau altul. Voit sau nevoit? Da. Sunt și tendințe care vin dintr-un obicei, din felul de a trăi într-un anumit mediu, într-o anumită familie, în anumite relații și... Ups! Oh, interesant. Lor? Ce le arătați? Soarele invers. Nu le arătați că vă place așa de mult de ei? Soarele reprezintă bărbatul divin, bărbatul divin, sau energie masculină divină sau fericirea absolută. Dar... De fapt, nu le arătați, sau ce nu le arătați? Da, nu le arătați că vă impresionează așa de mult. Că vă atrag, soarele atrage. Ar mai fi pentru unii dintre voi, că dacă e mesajul, e mesajul, iar nu exprimați ceva. Nu exprimați... Oh, wow! Împărăteasa, roata norocului și asul de spade. Probabil că vedeți... Asta e. Interesant. Probabil că simțiți că sunteți, am zis că sunteți amândoi creativi și împreună puteți să creați ceva puternic, special, împăratul și împărăteasa, roata norocului și asul de spade. Adică, soarele poate să fie și o chestiune care ține de intuiție. Nu arătați că intuiția voastră e aici, în zona neexprimată. Intuiția vă spune că s-ar putea schimba lucrurile, roata norocului, s-ar putea schimba energia cu o discuție foarte sinceră. S-ar putea. În care să exprimați fiecare în ce stadiu este și să vadă acest personaj că împreună sunteți puternici, împăratul și împărăteasa. Dar este neexprimat. Da? Am zis, minciuna nu înseamnă musai. Că păcăliți pe cineva, puteți să rețineți un adevăr sau să spuneți parte din el. Hai să mai vedem, clarificăm soare. Ar mai putea, în plus, să nu uit acest mesaj, este o problemă la voi, în viața voastră, o supărare pe care nu vreți să o exprimați. Clarificăm soare invers. Poate nu mai aveți încredere.
Asta e. Da, vreau să zic, nu mai aveți încredere. Și asta nu... 0 și 3. Undeva există o lipsă de încredere. Din cauza acestor întârzieri și blocaje, nu mai aveți încredere că lucrurile ar putea să ia o nouă turnură, o nouă direcție și să vă împăcați cu trei de cupe, să vă întâlniți sufletul perecher, acesta, da? Că ați putea să o luați de la zero, da? Să vă eliberați de acele lumi deja manifestate și să creați alte lumi, am spus împreună. Nebunul înseamnă și o doză de risc, de nebunie, da? Ia, interesant, ia uite cum vă oglindiți, da? Luna aici, la capătul setului de cărți, da? Luna, confuzii. Regele de cupe, asul de spade. Aici este discuția despre o dragoste și 10 de cupe. Măi, deci simțiți emoții, simțiți că acești oameni vă pot face fericiți. Dar ideea e că nu, voi știți că fericirea nu este în voi, nu este în celălalt, este în voi, da? Sper că știți. Dar asta nu înseamnă că nu vă simțiți bine cu acești oameni, 10 de cupe, regele de cupe, iar simțiți dragoste profundă, dar e neexprimată. E în zona secretelor voastre. Și eu secretele lor, voi pe ale voastre, că asta încercăm să aflăm, nu? Dar e drăguț că a revenit luna și la unul și la celălalt, că tot vorbeam de mister, de secrete, de... nu musai minciuni. Da. Hai să vedem adevărul. Adevărul, de fapt, ce simt despre voi? Odată. Of. Interesant. 8 de cupe. Și la capătul setului de cărți, 5 de cupe. Mai dăm o carte, adevărul. Vor să lase niște... Vor să lase această situație în care s-au păcălit, în care au fost triști. Am văzut și 7 de spade. Turnul, interesa... Ups, ia uite ce mai vreau să apară. Deci, turnul. Asul de bâte și regele de bâte. Wow! Ăsta e adevărul. Deci, acești oameni sunt determinați. Să vină înapoi, a fost o separare, clar, din cauza probabil lucrurilor pe care le-am exprimat mai devreme. 8 de cupe a fost acea aparentă detașare emoțională, da? În care a încercat să păstreze controlul, să spună că e independent, independentă, da? Dar, de fapt, iar semințea sau seminte, nu știu dacă acum seminte, rămâne de văzut. Cât timp se va mai minți că nu poate să găsească soluție. Adevărul este că 8 de cupe vor să lase în urmă această situație. Și vor să reconstruiască eventual separarea care a fost între voi. Eventual vă pregătesc o surpriză cu turnul și asul de bâte. O surpriză în care vin și încearcă să vă cucerească. Sunt plin de pasiune, uite, valetul de cupe, 2 de cupe. Asul de cupe! Wow! Cavalerul de bâte! Da, ia uite, a fost suferință între voi. Dar acest personaj vrea să vină să vă recucerească, să recucerească dragostea. Asul de cupe, 2 de cupe. Wow! Valetul de cupe! Poate să exprime și niște scuze? Poate. Dar în primul rând să exprime și atracția, pasiunea, dorința de a crea. În sensul de a fi inovativ, creativ, nu musai genul acela de creație materială, inspirantă, artistică chiar. Și cupele și bâtele sunt foarte artistice și modernele într-o formă sau alta. Și de a exprima eventual la un moment dat, în anumite condiții, această dragoste. Asul de cupe, 2 de cupe, wow! Că sunteți, știu, ei știu. Că și voi știți, împăratul și împărăteasa, da? Voi ați apărut împărăteasă, ei apar împărați.
adevărul vostru. Dacă nu rezonați, căutați alt număr. Ia să vedem. Adevărul vostru față de el. Trebuia să tai, dar au venit cărțile la ei foarte brutal. Probabil, uf, uite, a venit invers. Ten of Wands. De ce de bute invers? Adevărul este că vreți să renunțați la această apăsare. Ia uite, să vă păstrați și voi independența. Cavalerul de monede invers și 10 de bute invers. Probabil că și voi aveți o supărare. Am zis soarele invers. Poate cineva cu marcaj în semnul leului. Poate să fie și rudă. Și de sex feminin. Nu musa e bărbat. Că e ce nu spuneți. Nu le spuneți că aveți pe cineva care v-a consumat energia și nu mai vreți să lucrați cu acești oameni. Bărbați, femei, nu contează. Repet, pot să fie rude. Pentru că vorbim de o relație în care oamenii vorbesc și despre viața lor personală. Eu așa zic că e normal, nu poți să stai nas în nas și să vorbești doar despre ceea ce simți tu, nu? Trebuie să vorbești despre trecutul tău și despre viziunile tale, nu? Planurile tale de viitor, ceea ce faci în prezent. Eu așa gândesc că e normal. Și acum. Asta un anumit mesaj. În continuare, adevărul este că... Dar să mai vină niște cărți. Dacă au venit 4 la ei, să vină și la voi tot 4. Uf! 9 de bute. Mai dăm o carte pentru numărul 1. Adevărul lor. Adevărul lor. Uf! Prea multe, dar în fine, stai. Asta e, ori sunt un pic mai multe. Ce ar mai fi? Adevărul este că vreți să blocați. Voi vreți să... Dacă simțiți că această așteptare... Pentru că aici a fost o așteptare. A încercat acest personaj să se detașeze, da? Vedeți? Această separare v-a consumat foarte mult. În momentul în care ei vin, s-ar putea să-i primiți cu băta în mână și cu granițele personale foarte bine construite. Și e normal și e bine. Să nu fiți chiar așa cu brațele deschise, dacă vor să vă cucerească, să vă cucerească. Ok, da? Pentru că din cauza, uitați, 8 de spade, din cauza că au fost așa blocați mental, v-au blocat și pe voi prin această separare, prin această așa zisă detașare emoțională, pentru că au trebuit să stea să aleagă. Și probabil că au ales prea greu să aleagă ce? Între acest blocaj și 6 de cupe. Relația dintre voi, relația aceea profundă pe care a simțit-o amândoi, că ați mai avut-o eventual și în copilărie sau eu știu când în altă viață. Ați simțit că e ceva. Dar acest personaj a preferat să trăiască, să manifeste confuziile și să aleagă alte opțiuni. Eu așa simt. Și aici adevărul vostru. Nu prea mai aveți încredere în ei. A, poate că ați vrea. Pentru că știți. Ia uite, Marea Preoteasă. Am zis că vreți și știți. Intuitiv știți că trebuie să aveți răbdare. Trebuie să se vindece lucrurile, să se echilibreze relația între voi. Știți că vor veni, știți că vă vor suna, vă vor căuta la un moment dat, știți că sunteți Marea Preoteasă sau dacă nu sunteți, aveți intuiție. Știți? Acest bărbat va veni. Dar trebuie să vină echilibrat, trebuie să fie vindecat, da? Ia uite, trebuie să fie stabil ca să aveți încredere în ei. Aici este soarele în poziție normală, acolo era invers, da? Trebuie să fie stabil regele de monede. Și deși a fost tăcere între voi, poate că mai este, în continuare țineți la ei, dar asta nu înseamnă că
Da, asta nu înseamnă că îi primiți cu brațele deschise. Ce mai simt? Poate tot ce am spus la acest capitol să fie încercarea voastră de a vă reface viața în această separare și această încercare să nu fi mers, poate și pentru unii să fie așa valabil. Dar, deocamdată, cam atât. Eu sper că a fost interesant, măcar interesant. Și mă pregătesc să fac numărul 2. Am zis, minciună, de fapt, minciuna, înainte să începe talaria, ia uite mă ce încărligați sunteți unul în celălalt. Aici el, aici ea. Deci, minciuna pe care vă spune el, minciuna pe care o spuneți voi. Sau, repet, cum am spus și la celălalt număr, că n-am spus chiar de la început. Minciuna poate să fie doar o parte din adevăr sau lucruri care nu sunt spuse, da? Într-un fel sau altul manifestă neclaritate, secrete, confuzie, da? Lucrurile care nu sunt spuse. Și cu alte cuvinte, sabotează relația. Orice lipsă de comunicare deschisă. Da? Nu încadrăm musai la, eu știu, o minciună de asta, o falsitate sau ceva, eu știu, o invenție musai. Puteți să nu spuneți. Sau să spuneți doar o parte din adevăr și atunci. Hai să vedem. Minciunica lor sau minciună sau ce-o fi, ce nu spun ei, secretele lor. Ia. Des. Wow. Sunt. Termină relația cu cineva? La capătul setului de cărți, 8 de monede, dar vrea să muncească. 8 de monede merge către nouă, către independență, dar hai să vedem. Na. Au pierdut ceva. Au pierdut ceva. Nu musai, pentru unii poate să fie moartea cuiva. 9 de spade. Dar poate să fie în relația dintre voi ceva să se schimbe. Poate a fost tăcere. A fost un blocaj la un moment dat, s-a stabilit, gata, nu mai vorbim și acel moment încă vibrează în mintea lor 9 de spade, le macină mintea, dar iar apare 8 de bâte, dorința de a munci, dar bine, hai, clarificăm moartea. Ce nu spun ei că sunt, au foarte mult stres într-un proces de transformare extraordinar. Iar apare 8 de monede. Dar trebuie să-și recreeze. Aici este mai Spider-Man, nu e Spider-Man. Este țesătorul. Cum îi spune domnule, am un lapsus, lipsus. Păi Păianjen, domne. Păianjen era, ce era așa greu? Da, e păianjen. Păianjenul reprezintă creativitate. Poate că au probleme la locul de muncă. Sau pur și simplu trebuie să muncească, să-și recâștige, mai de mâncate, că mi se pare, să-și recâștige independența. Wow, ce cărți, fantastic. Fac, îmi vine să zic fac. Scuzați-mă, sună mai bine în engleză decât în română, oricum. Iar sunt într-un blocaj mental, nu găsesc soluții, cum să meargă spre destinul sau la capătul setului de cărți, temperanța. Au nevoie, știu că au nevoie de temperanță, dar de vindecare, vreau să spun. Își temperează, eventual, focul, pasiunea pentru voi. Din aceste motive, sunt într-un... Au niște probleme, bre. Au niște probleme. Că știți că nu știți, asta este. Ar vrea să vină înspre voi, dar deocamdată, ia uite, au de trecut prin 9 de spade, 8 de monede și 8 de spade. Transformare, două cărți care... 8, de fapt, 8, 8, 8. Chiar dacă e 13, e casa 8 a scorpionului. Trei cărți care sugerează transformare mentală, emoțională, că totuși e moartea, da? Și financiară. Și sunt în faza în care, până să ajungă la faeton, la decizii și la a-și asuma destinul, propriul destin,
Ați văzut, a apărut mai întâi 9 de spade. Sunt în faza de stres. Mental, maxim. Hai să vedem, minciuna voastră sau ce mă le spuneți voi? Lor. Minciuna. Așa am zis și eu că e mai interesant. Ce nu le spuneți? Ia să duce apucă aici. A venit pe orizontal. Ce sta 6 de bâte? O să-l și clarificăm. 6 de bâte ține de stea. Să zicem că steaua are capacități de vindecare. Își cunoaște destinul. Voi vă știți destinul. Ei ar trebui să vină, interesant, faetonul, să vină înspre voi, măcar ca să învețe, dacă nu chiar să rezolve ceva între voi. O situație care este predestinată. Dar, ce nu spuneți voi, 6 de bâte? Interesant că la capătul de... Câte sunt aici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 sunt. 6 de bâte, da? 6 de bâte reprezintă victorie. Cu acest curcubeu, speranță. Și steaua reprezintă speranță. Nu prea mai aveți încredere în voi. În voi, în ei, de fapt. Că relația dintre... Din cauză că ei nu arată. Simțiți, voi simțiți. Simțiți. E o chestiune acasă, eventual, 4 de bâte. Simțiți că ați fi putut să fiți eventual și fericiți cu 4 de bâte și 9 de cupe, să creați o nouă lume, un nou capitol împreună, dar da, hai să clarificăm 6 de bâte. A, 6 de bâte, interesant, 6 de bâte și stea. Voi probabil aveți o activitate publică și nu spuneți foarte multe despre această activitate publică. Așa, că atrageți atenția. 4 de monede invers. V-ați eliberat de o relație karmică, de o situație de acasă care vă ținea pe loc. Și mergeți către destinul vostru. Poate că n-ați discutat suficient. 4 de monede invers. Mai vedem. Ați simțit abandonați, interesant, în această relație? Sau în relație cu o mamă, cu o soție, cu... V-ați simțit? Este un abandon. Poate că dacă ei sunt căsătoriți și au oferit mai mult soției, 6 de monede, regina de monede, v-ați simțit voi abandonați. Abandonate. În continuare, mai dăm ceva pentru 6 de bute pe orizontal. Clarificăm 6 de bute pe orizontal. Ar mai fi ceva cu 4 de monede, dar vreau să văd dacă următoarele cărți susțin acest mesaj. Pentru că nu... Hai să vedem totuși. Extraordinar, da? Iau tot pe orizontal. Am venit. Să știți că și voi sunteți în proces de transformare, nu doar ei, dar altfel. Ia uite. Da, voi vă vindecați după acest abandon. Înțelegeți lucrurile altfel, da? Înțelegeți lucrurile altfel, v-ați vindecat, dacă au fost tăceri, au fost transformări, v-ați vindecat și orice ar mai fi de acum încolo, știți să vă vindecați, apare stea. Într-un mod neașteptat, vă veți reconstrui viața. O veți lua cu turnul și cu zero, o veți lua de la zero dacă o fi cu ei bine, dacă nu o fi cu ei, tot bine. Ideea este că începeți să aveți o nouă perspectivă, să renunțați ați preluat de la ei, să renunțați la stres. Dacă și voi ați avut niște relații karmice, renunțați la acele relații karmice, la invidioșii și bârfele și eu știu ce conflictele verbale și mentale care au existat în viața voastră separat, dar ce nu spuneți, ce nu spuneți, ce nu le spuneți? Începeți să aveți o nouă perspectivă, e spânzuratul invers. Începeți, sunteți și voi, vedeți, la voi au venit trei cărți pe orizontal și una invers. Ar mai fi, da, ați simțit că stagnați, da? Spânzuratul asta înseamnă că stagnați în acest conflict mental, v-ați simțit manipulați, simțiți că ceva nu se spune corect, da?
Și poate la un moment dat a ținut foarte mult la acest personaj, dar tocmai din cauză că nu exprimă și că s-au manifestat acești cinci de spade care pentru mine înseamnă, pe lângă invidii, bârfe, influențe negative și externe, ar putea să fie și jocuri mentale, un soi de egoism sau, în fine. Da, da. Și alături de spânzurat, să zic, v-ați simțit că stați pe loc în această relație, da? Spânzuratul stă pe loc, vă sacrificați, v-ați sacrificat, poate ați încercat să oferiți și n-ați avut cui, într-o formă sau alta, pentru că, da, lucrurile au fost încheiate într-un fel sau altul la un moment dat. Ei, faptul că vine acest spânzurat invers, de fapt invers, este pe diagonal și celelalte cărți, așa cum le văd eu, mie spune că începe să vă detașați. E un soi de detașare. Nu prea mai aveți speranță, dar nu le arătați chestia asta. Deocamdată nu le arătați. Nu prea mai aveți speranță în ei. Interesant, apare și tu de bute. Nu prea mai aveți speranță. Vedem dacă... Vedem ce mai apare și la capitolul adevăr. Hai să vedem. Adevărul lor. Ce vă spun, vă arată sau ce urmează să facă, veți trăi și veți vedea adevărul lor. Cavalerul de cupe. Căsim pentru... Căsim pentru voi... Regina de cupe, adevărul lor. Interesant, și o nouă lume. S-au simțit și ei abandonat sau dacă v-a abandonat, vor să înceapă un nou capitol. Cavalerul de cupe, regina de cupe. Adevărul lor. Ok. Doi de spade și asul de spade. Trebuie să aleagă. V-au blocat, interesant, ia uitați cum s-au separat cărțile. Au blocat steaua și au blocat destinul. Își blochează destinul. Ăsta e adevărul lor. Că prin chestia asta își blochează destinul. Au fost defensiv față de voi. Față de voi. Și voi nu puteți să mai mergeți cu încredere. Nu puteți să le mai arătați. Adică, cum puteți să manifestați victorie când cineva se poartă așa, da? Adevărul este că simte romantism, este sensibilizat de voi, simte multă dragoste, nu doar romantism, dar trebuie să decidă între această dragoste și asul de spade, care de fapt ambele sunt importante, dar dragostea asta nu se poate manifesta. Asta e secretul manifestării, fără cuvântare. Da? Fără eliberare, ia uite, asul de spade e aici, la 8 de spade, încă, n-au ieșit din tacă și n-au tăiat legăturile karmice. Interesant că aici, la capătul setului de cărți, e un 3 de bâte. Poate să fie o distanță care vă face să așteptați, poate să mai fie și o soție, o mamă, mama copiilor, pentru care trebuie să dea bani, chestiuni de genul ăsta. Ăsta e adevărul, probabil că știți. Dar asul de spade poate să însemne și divorț, poate să însemne și separare, poate să fie și contractul, dacă e la locul de muncă, da? Sau neapărat. Este adevărul lor. Își doresc o nouă relație. Interesant, 6 de cupe. A venit așa. Știți că sunteți suflete perechi, știți că poate o chestiune și de copii. Iar aici o chestiune comună. Niciunul, nici altul nu arăta spre multă dragoste. Pentru că e ceva acolo. E ceva acolo. Cum să arătați? Dacă unul dintre voi e căsătorit, e jenant. E de o dragoste neexprimată. Simțiți? Uf! Sunt prea multe cărți.
Nu știu cât vă ajută lucrurile astea, dar simt nevoia să pun aceste cărți care au venit. Am vrut să le iau, dar până la urmă am zis, hai să le pun pe masă. Așa am fost ghidată. Zero pentru voi. Valetul de monede și Marea Preoteasă. Intuiția, care vibrează foarte bine Marea Preoteasă cu soarele, cu steaua, scuzați-mă, și cu șase de bâte. Dacă aveți o activitate gen astrologie tarot, vi se potrivește, dar nu obligatoriu. Dar pentru cei care sunteți în zona asta, vedeți cum confirmați. Da? Și iar patru de monede care a apărut aici, dați în urmă, dar pe orizontal și patru de bâte. Pentru unii dintre voi, la capătul setului de cărți, lumea, soarele și lumea, voi știți, vă cunoașteți destinul, știți cum să vă vindecați, intuiți multe lucruri, puteți să vindecați multe traume din copilărie, din copilăria lor, puteți, aveți această calitate, capacitate, da? Însă, repet, pe de altă parte, intuiți că ceva se întâmplă și la, în casa lor, eventual. Că am zis că acolo e ceva, casă, job, intuiți că se întâmplă ceva, că n-au stabilitate. Aha, mersi. Intuiți, adevărul este că intuiți că n-au stabilitate. Intuiți că există niște probleme. Poate încă există atașamente față de casă, de familie, într-o formă sau alta. Dar adevărul este că voi vreți să luați de la zero. Asta e. De-aia am zis că nu prea mai aveți încredere în ei. Rămâne de văzut dacă șase de cupe se va manifesta pur și simplu ca telepatie sau vă veți împăca, pentru că unul își dorește asul, dar cred că voi vă doriți zero, adică something new. Ceva, voi nu prea mai aveți încredere. Vreți să studiați ceva nou, să descoperiți ceva nou, eventual să creșteți, să investiți în creșterea voastră spirituală. E ceva aici, eu așa simt. Asta pentru că la capătul setului, da, apare lumea, un nou capitol și soarele. Vreți să creșteți spiritual sau să mergeți către destinul vostru, Marea Preoteasă, steaua și, da, și soarele. Vreți ceva vibrant. Aici este o zonă foarte întunecoasă, chiar dacă există sentimente. Dar acest personaj încă n-a ales. Încă e în faza de decizii. Aș vrea totuși să clarific la voi. Da, am zis că vreți să vă detașați patru de monede. Ține, acum a venit invers sau pe orizontal, sau și pe orizontal. Nu prea mai vreți să țineți, pentru că vă dați seama că cu cât țineți și voi, cu atât stați pe loc, e spânzuratul. Vă legați singuri. Am zis, unii dintre voi aveți habar de chestii de spiritualitate, că doar ascultați tarot, sau poate chiar și faceți astrologie, psihologie. Da? Reiki. Tarot, ce mai vreți voi? Și știți că dacă preluați această energie, dacă stați prea mult în ei, stați pe loc. Și aici este o dorință de eliberare. Asta e spânzuratul. Spânzuratul e un mare vizionar. E casa a 12-a necunoscutului. Ați intrat în zona aceea de umbra necunoscutului, simțiți, intuiți, dar gata. Eu așa simt. Dacă nu rezonați, vedeți voi. Da? Vedeți voi. Mai dăm totuși o carte pentru Marea Preoteasă. Da, în secret începe să renunțați și voi la... Poate ați crezut că e flacăra voastră geamănă și nu prea mai aveți încredere în chestia asta? Sau dacă știți că ar putea să rămână în continuare flacăra voastră geamănă, știți unii dintre voi că dacă nu se trezește flacăra voastră geamănă, voi vă vedeți demisiunea voastră. Asta e. Ia uite, 9 de monede, iar... Aici este direcția voastră. Da? Sunteți independente. Uite, sunteți puternice. Judecați. Ieșiți din acest blocaj. Pentru că îl simțiți. Este blocajul lor.
Ați încercat să înțelegeți, le-ați dat niște șanse, am impresia că le-ați dat niște șanse și acum nu mai credeți? Cam așa ceva. Sunteți puternice, bre. Bre, bre, bra. Fetelor, dragile mele, sunteți puternice. Și asta e. Să aleagă adevărul, să aleagă dragostea, dacă tot există, să aleagă. Dar trebuie să vorbească, aici este problema. Adevărul este că trebuie să aleagă să vorbească. Și despre ce simte? Și voi știți, v-a arătat într-o formă sau alta, dar insuficient. Și despre problemele astea? Cam atât. Eu zic că e suficient. Da? Ha, cum mai facem? E prima oară când fac ceva de genul ăsta. Dacă vă place, o mai face. Hai să vedem. Închid ochii. Gălăgie, scuze. Numărul 3. Am zis, adevăr, nu, minciună. De fapt, minciuna nu este musai o poveste falsă, cât poate să fie și faptul că nu spuneți în totalitate, nu arătați niște lucruri, da? Omiteți detalii care sunt importante, da? Asta înseamnă. Ah, numărul 2, mă. Sunt curioasă la numărul ăsta cum o să fie. Să-mi curăț cărțile. Așa. Începem cu așa zisele minciuni. Și minciuni sunt și lucruri pe care ni le spunem noi că sunt într-un anume fel și ne păcălim singuri. Ne păcălim că nu merge, ne păcălim că iubim. Știți? Că se poate. Ia. Asta e o legătură karmică, 4 de monede pentru mine. Asta înseamnă. Ah. 3 și 3. Minciuna lor. Ia, minciunica lor. Acum, înainte să încep, dar nu e obligatoriu să fie valabil, dar trebuie să spun, e posibil ca fiecare să mai aibă pe altcineva. Așa simt. Acum e obligatoriu, repet, nu intrați, nu vă îngroziți. Ia uite. Minciuna lor, niște ce? Marea preoteasă și 8 de monede. Secrete la locul de muncă? Ok. Regina de spade. Regina de spade e o persoană rațională. Da? Dar foarte puternică, care nu arată că își dorește un început zero după o perioadă de mari trădări. 10 de, sau de responsabilități. Nu neapărat trădări, poate să fie și responsabilități. Este și o dragoste și o pasiune. Asta decupe și regele de bâte parte era. Hai să clarificăm. Marea preoteasă la locul de muncă. Marea preoteasă în general reprezintă nu minciuni, Doamne ferește, nu. Lucruri neînțelese, secrete, mistere. Mistere. Wow! Wow! Ești nebun și s-a oprit la stea. Marea preoteasă, împărăteasa și steaua? Deci, pe de-o parte, acest personaj se simte trădat, suferă. Vedem cu cine. Dar apare steaua, vindecare, destinul său și marea preoteasă și împărăteasa. Wow! Ce nu spune? Mai, pentru mine împărăteasa nu reprezintă soția. Soția este altă carte pentru mine. Pentru mine împărăteasa este o persoană creativă, vibrantă, care își cunoaște valoarea și a creat stabilitate, merge către abundență, își creează continuu, își întinde aripile. Eu știu, crengile se extinde. Poate să fie cineva care lucrează în zona în care suntem noi, da? Tarot, astrologie, artă. Dar obligatoriu. Opa, și apare și această atracție. Așa a apărut. Așa a apărut atracția. Am văzut-o și la un moment dat mai devreme, da? Ia uite și moartea. Transformare. Nu este arătată transformarea. Ceva
se încheie ca să se aprindă altceva. Asta nu vă spune. Mai putea să fie ceva la locul de muncă, ar putea să fie un nou proiect în secret care poate să aducă creștere și abundență financiară, să nu vorbim doar despre, da, chestii. Ar putea. Și să nu spună, pentru că ar putea acest proiect să aibă o latură misterioasă, secretoasă, da, dacă lucrează în SRI, vă dați seama, da? Și să țină de abundență, de colaborări, de creștere financiară, ar putea. Da, asta e. Hai să vedem secretul, sau secretul vostru minciunii ca voastră, o fi mai mare, eu știu cum o fi, a voastră față de ei. Interesant, 5 de cupe. Vă simțiți triști? Nu vreți să arătați? E secretul vostru? Deci, ori acest personaj are un job secret. Hai să înțelegeți, da? Ori are un job secret, ori la jobul său, sau într-un context, într-o colaborare care ține de muncă, a întâlnit un personaj, wow! Perechea divină, vă place, nu vă place, asta e. Am vorbit de, dacă sunteți în relație karmică, nu o să vă placă că acest personaj și-a întâlnit perechea divină, da. Dar, repet, ca să înțelegeți, nu trebuie să intrați toți în panică, vedem și ce alte cărți apar. Ar putea să fie un job secret. Sau o colaborare la job secretă. Clarificăm 5 de cupe. Secretul vostru, minciunica voastră. 5 de cupe. Vai! Sunteți dependenți de ei? Ia, 3 de spade, asul de spade și eremitul. Există o suferință. Am văzut-o și la ei, acum apare și la voi. Dar este un adevăr, este, da, un adevăr neexprimat, pentru că e eremitul care nu spune. Trebuie să vă găsiți și voi adevărul. Trebuie și voi să vă eliberați. Uite, asta e asul de spade, asta face să vă eliberați de această suferință. Și apare un 5 de cupe, apare și diavolul. Ar putea să fie pentru unii, pare foarte rău dacă. Bine, ar trebui să fie și sincer, să recunoașteți, să fie și un soi de codependență, mai. Clarificăm 5 de cupe. Regina de bute. Asul de bute și regina de bute? Adicție? Sexuală? Gelozie? Pentru unii, dacă mesajul acela de la început am zis că și unul și altul are pe altcineva, ar putea să fie și la voi o tentație, un as de bâte în afara relației, o atracție foarte intensă, pe care nu neapărat că o regretați, eventual sunteți în faza de tăcere cu acel personaj. Uf. Roata norocului. Ați vrea ca lucrurile să se schimbe. Dar, am spus și repet, pentru unii dintre voi poate să fie atracție fizică foarte mare între voi doi, o adicție sexuală clară. Așa, în timp ce am amestecat, iar ce a vrut să apară, ia uite, cavalerul de bâte invers, turnul, regele de spade și regina de cupe. Personaj rațional, bărbat în general, rațional, dar care e foarte stresat.
Așa, foarte multe grijă are. Și un personaj emoțional, nu aș spune musai, semn de apă, nu obligatoriu, dar un personaj emoțional, sensibil. Multe zodii pot să fie sensibile, da? Multe zodii. Dar acest personaj își arată în general emoțiile și are tendința să-i vindece pe ceilalți și totuși o oportunitate pierdută. Poate să fie un triunghi, un triunghi, cum am zis mai devreme, și ați ales și triunghiul, un triunghi emoțional. Și s-a refuzat această atracție, nu atracție, s-a refuzat și această atracție, s-a refuzat și dragostea din niște motive, poate, adicții, codependență, faptul că sunteți în relație karmică, da? Și s-a produs turnul, separarea. Vedem ce și cum rezonați. Dar există un personaj, unul dintre voi, care dacă pe vremuri a fost mai jucăuș, mai du-te vino, nu prea mai vrea să mai fie. Ar putea față de voi să se fi manifestat, da, cavaler de bâte, atracții, sex, chestii, adicții, da? Dar eu așa citesc cărțile. Cu cine rezonează, veți trăi și veți vedea. Dar cu personajul de aici nu prea cred. Chiar dacă posibil să fi încercat. Am senzația că a încercat, dar nu prea merge. Hai să vedem adevărul lor. Dacă nu sunteți voi în relație, haide să mai zic așa, dacă nu sunteți voi împreună, ar putea să mai fie așa. Stai, să nu, da? Să știți că v-ați întâlnit la locul de muncă. Carieră diavol înseamnă carieră, loc de muncă înseamnă locul de muncă, da? Să simțiți foarte multă atracție. Simți și ei, simțiți și voi. Dar ei, am senzația că vor stabilitate, împărăteasa, o energie foarte creativă, foarte stabilă și nu arată. Nu arată că vor stabilitate. Iar voi nu arătați toată atracția pe care o simțiți și obsesia, e o obsesie sexuală. Poate că sunteți un pic de depresiv din cauza... E ceva... Ceva, că ceva nu vă merge, eventual, deci este un mesaj în plus. Din cauza că nu merge așa cum ați vrea voi, ceva ce nu înțelegeți, cinci de cupe. Asta nu arătați, o supărare a voastră. Voi știți din ce motive aveți această supărare, decriptați-o cum vreți. Hai să vedem adevărul lor. Față de voi. Hai să vedem. Adevărul lor față de voi. Adevărul lor față de voi. Adevărul lor față de voi. Hai. Nu vrea să vorbească? O dată, de două ori, de trei ori. Trei de cupe, iar apare trei de cupe, posibil triunghi amoros, dar nu obligatoriu. Poate să fie și bucuria. Vedem. Adevărul lor. Care e adevărul? Că vă... Șapte de spate. Cinci de putere. Wow. Mai. E aici, este ceva ce nu mi se arată, da? Eu am zis că ar putea să fie, dacă... Hai mai, dar... Ăsta e adevărul, măi. Ăsta e adevărul, asta este trezirea. Soarele, așa văd. Ei se simt aici dezamăgiți, trădați. Și aici este, nu musai că vă mint pe voi, nu musai că i-ați mințit voi, poate să varieze de la om la om. În primul rând că s-au mințit într-o energie care a ținut de pasiune, de bâte, da, vedem aici bâte,
dar foarte conflictuală. Pasională, dar foarte conflictuală. Iar o chestie de relație plină de gelozii, de du-te vino, de atacuri verbale, de... Aici este trezirea. Aici este trezirea, asta e adevărul. Trezirea? Pare rău. Mă trebuie să zic chestia asta? Față de regina de bute, care unde apare, apare aici. Nu vă place, încercați să alegeți alt număr, dar așa vin mesaj. La adevărul vostru? Și simt suferința, regele de spade. Adevărul vostru, regele de spade. Stea, l-avem pe orizontal. Adevărul vostru. Adevărul vostru. Față de ei. Și asul de monede a venit tot așa pe orizontal. Justiția la capătul setului de cărți poate să fie o căsătorie, un contract, o relație karmică. Adevărul vostru față de ei. Deja sufăr aici. Am așa o chestie, mă apasă ceva pe... Mă face să optez. Ia uite, trei de monede. Trei că am vorbit de trei, am vorbit de triunghiuri, trei de monede, da? Adevărul este că... Adevărul vostru este că... Poate vouă vi se pare acest bărbat prea rațional? Nu știu exact ce. Dar a venit steaua pe orizontal și asul de monede, care înseamnă început, înseamnă, da, și trei de monede. Aș pune așa, de fapt, cărțile. Cred că înțelegeți că există o altă persoană. Poate doar în viața lor, poate și în viața voastră, variază de la om la om. Ați vrea să colaborați, să creșteți, dar nu pare să aveți speranță cu steaua pe orizontal și cu asul de monede pe orizontal. Asul de monede înseamnă un nou început, da? Care se ducă la această creștere, da? Colaborare, reconstruire. Iar stea înseamnă vindecare. E aici ceva. Trist? Nasol. Asta e cuvântul românesc care îmi vine acum în minte. Ceva nasol. Nu-mi place și îmi pare rău pentru voi. Este ceva aici. Poate vreți voi să-mi spuneți sau poate nu. Poate înțelegeți, ar fi și chestia asta, să înțelegeți și voi rațional că ce ați simțit, pasiunea asta a fost mai mult adictivă, da? Că ar trebui să vă vindecați, trebuie să descoperiți cum să vă vindecați, ar trebui să vă duceți într-o nouă direcție, dar rămâne de văzut dacă puteți să vă reconstruiți viața, să mergeți într-o nouă direcție, ceva. E ceva aici. Eu știu. Exact. Ia clarific. Uf. Ia uite, regele de monede, care pentru mine e soț. Asta e regele de monede, soț. Ia uite, luptă pentru putere. 5 de cupe. Iar apare 5 de cupe, da? Ar putea să fie într-o căsătorie. Ar putea să fie. Tăceri, nemulțumiri. Ne înțelege, lipsa de comunicare și verbală și emoțională. De-aia apar aici. Nu. Clarificăm totuși stea pe orizontal. Ha. Clarificăm stea pe orizontal și cam asta îmi pare foarte rău. Dar probabil că voi știți ce e. E ceva acolo. Sunt multe, mă. Sunt multe.
Ana, o carte. Stea pe orizontal. Pentru că dacă sunteți aici, da, nu puteți să manifestați nici speranță, nici vindecare. E normal. Dar trebuie să încercați, pentru că este, repet, cu diavolul și asul de bâte, iar este și la voi. Poate să fie o atracție, o tentație. Ia. Încă țineți. Am zis, e o relație karmică, a apărut de la început, 4 de monede. Încă țineți la această relație. Asta este nemanifestat. Asul de spade. Asul, eliberarea mentală de adicții. Mai dăm o carte. Da, e. Poate țineți și pentru bani, eu știu, depinde, voi știți. Încă țineți, dar nu e sănătos. Diavolul nu e sănătos. Mai dăm o carte și gata. Ce era asta? Ia uite. Cavalerul de monede. Wow, ia uitați ce aici. Știți că trebuie să mergeți într-o nouă direcție. Cavalerul de monede merge într-o direcție care aduce stabilitate. Asul de monede care e pe orizontal, da? Dar va trebui să vă reconstruiți viața. Probabil că va dura ceva timp, nu va fi ușor. În fine. Ia uite, regina de spade și regina de cupe. Rațiune versus emoție. Descrieți cum vreți, sau decriptați cum vreți acest mesaj. Rațiune, emoție. Împărăteasa e aici. Băi, deci nu se poate. Uitați, în marea preoteasă, da? Justiția, ce ar putea să fie căsătorie, relație karmică dintre voi, poate. Și împărăteasa, care e aici? Împărăteasa. Regina de spade sau regele de spade, eu știu care o fi aici, regele și regina de spade și regina de cupe. Adică, ia uite, jocuri mentale, aici este jocuri mentale care apar în toată zona asta, jocuri mentale, discuții, abandon, stres, brei, aici e ceva care nu e chiar frumos. Vă rog frumos să vă treziți, să faceți toate eforturile necesare, să nu manifestați adicție, să alegeți libertatea, nu adicție, nu relațiile karmice. Dacă vreți, ascultați-mă, dacă nu vreți, asta e, faceți ce vreți. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și îmi pare rău pentru numărul 3 că au venit așa cărți. Vă pup numai bine. Ceau, ceau!